Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit în voliera mea. Astăzi o să prezentăm boxele porumbeilor. Le-am numerotat, după cum puteți observa. Fiecare box are numărul ei. Am așezat în câteva dintre ele și cuibarele. Bineînțeles, o să vă arăt acest video așa informativ. Aici în fiecare boxă o să vină grătare pentru boxă, să ne fie mult mai ușor când facem curățenia. Cum vă explicam, cuibarele au fost dezinfectate, văruite. Am pus plasă în fiecare, așa arată cuibarele mele. Am pus plasa de pâzlă, care eu zic că e foarte importantă, foarte importantă la volieră. Ne mai fi nevoie ca porumbeii să-și adune paieș, mult mai practică, se poate curăța mult mai ușor. Așa arată o boxă. Bineînțeles, o să vin și cu un alt video când or să apară grătarele pentru fiecare boxă. Le-am comandat, încă nu au ajuns. Sper ca în câteva zile să ajungă. Vedeți, așa arată și închidem aici. Foarte importante sunt și aceste numere pe care le punem la fiecare boxă, în așa fel încât să ne putem nota despre fiecare pereche data când au luat inelele ce le-am pus la pui care au ieșit, seriile inelelor de fapt. Vedeți, și aici am pus. Aici vine. Sper să se mai încălzească vremea, să putem da cu var și în interiorul boxelor. Vedeți cum arată fiecare boxă. Dar mai multe am să vă arăt atunci când vor sosi grătarele. Mai avem aici o pereche de rostovi care încă nu s-a format. Nu-mi dau seama din ce cauză. Poate că sunt mai tineri. Dar or să se împerecheze. Așa, să merg să vă arăt ce fac și porumbeii care au ieșit pe afară puțin. Toți. Așa arată boxele numerotate. Arată și porumbeii. Unele perechi s-au format deja. Poate o să vă întrebați de ce am făcut, de ce au aceste semne pe ei cu markerul. Eu le-am făcut aceste semne să pot să-i deosebesc mult mai ușor dacă într-adevăr s-au împerecheat așa cum am vrut eu. Vedeți, după cum puteți observa, au niște puncte cu markerul. Unele perechi s-au format așa cum am vrut noi, altele, trebuie să fim sinceri, nu s-au format, dar ușor, ușor o să le formăm așa cum vrem noi.
Acesta a fost video prezentat din voliera mea. În următorul video o să venim cu un filmuleț și de la compartimentul unde ținem perechile de rândunele de Saxonia și voltații indieni. Să vedem și ei ce fac. O să vă fac un video și cu aceste cuibare. Să vă prezint cuibare pe care eu le fac. Nu vor să iese. Afară să-i putem observa mai bine, să încercăm să le punem puțină mâncare. O să pun pe pauză. Am decis să nu le pun mâncare acum. O să vă fac un video și cu masa de seară a porumbeilor, separat, unde or să iese toți. Acesta a fost video de la voliera mea, Columbofil Junior. Sper să vă placă. Cât de curând or să înceapă să ouă. După cum puteți observa, porumbeii sunt sănătoși și plini de energie. Așa, rostul frumos avem, o femelă de siberian. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!